partida dintre HCM Roman și Oțelul Galat, disputată la sfârșitul acesta de săptămână, s-a încheiat trist pentru romașcani. Fetele au pierdut în fața adversarelor sale la doar un punct diferență. După acest meci, HCM a coborât pe poziția 6-a, fiind devansată cu un punct de HCM Brăila. Echipa a jucat foarte bine, ne-am apărat foarte bine și în atac am jucat bine, dar probleme colaterale, probleme de arbitraj au fost cele ce ne-au văduvit de cel puțin un egal. Jocul echipei a fost bun în marea majoritate a timpului. Lucru cel rău este că după ce am fost și învinși, așa cum am fost învinși, avem și 3 din primii 7 accidentați. Carmen Stoleru cu un accident mai grav, Horobeț Ana Maria cu ruptură musculară și Dudescu Ana Maria cu entorsă. Să sperăm că până sâmbătă la meciul cu Baia Mare, care va fi un joc foarte greu de la noi de aici, vom recupera măcar una dintre ele ca să putem aborda cum trebuie jocul de sâmbătă. În ciuda faptului că jucătoarele de la Galat sunt foarte puternice, antrenorii fetelor noastre au sperat până în ultimul moment la o victorie. De la un capăt la altul am și condus, am jucat, dar am fost opriți în momentele cheie, pot să spun așa. Deci, dovadă, noi am avut 12 minute de eliminare și Galațul 2. Noi am avut 3 aruncări de la 7 metri și Galațul 10. Citind foaia de arbitraj, vă faceți o comparație. Am înscris și în 4 gol. Deci, jocul echipei noastre a fost un joc bun, dar știți cum e? Arbitrii n-au dat numai 5% pentru gaze, ci au dat chiar mai mult de 10%. Următorul meci al fetelor va fi pe teren propriu, chiar sâmbăta aceasta. De această dată, jucătoarele din Roman vor avea drept adversară echipa din Baia Mare.